Tehnologia este în continuă dezvoltare, iar oamenii încearcă să țină pasul cu ea. Prețul gadgeturilor tinde să scadă din cauza noilor apariții. Valoarea unui smartphone se va diminua și cu 50% dacă va trece un an de la data lansării. Pentru ultimele modele de telefon, românii scot din buzunar peste 1000 de euro, însă cine are venitul limitat se orientează către variante mai vechi. Oricât ar fi, numai să fie frumos. Cam 1000-1500 de lei. Păi, 10 milioane. Urmărești să fie ultimul model apărut sau te mulțumești și cu o ediție mai veche? Nu, ultimul model nu contează, și o ediție mai veche. Operatorii și companiile de telefonie mobilă au oferte pentru toate buzunarele. Prețurile pot scădea considerabil, astfel încât să plătești pentru un telefon doar câțiva zeci de lei. În cazul laptopurilor, lucrurile nu stau cu mult diferit. Prețul pentru asemenea produse variază între 1200 și 4000 de lei. Valoarea unui laptop poate ajunge și la 10.000 de lei, însă acesta va fi folosit pentru operațiuni complexe.